pentru luna, toată luna noiembrie. Pentru toată luna vreți. Toată luna Hai noiembrie. să vedem. Cum se vor, sau la ce să se aștepte berbecii? Berbecii uh, au o lună de consolidare a poziției sociale, în familie, la lucru. Deci este o lună definitorie, hotărătoare, în care berbecii trebuie să acționeze clar, să știe ce vor, cine sunt, și este o lună a identității, ca să spunem așa definirilor personale. În schimb, taurii, taurii au o lună în care toate lucrurile bune vin asupra lor, saltul la rapid <coughs> calitativ în existența lor se împlinește în luna noiembrie. Uite, zice Andreea, foarte bine așa trebuie. Foarte bine, știi <laughs> de ce? Pentru că a, e luna noiembrie, e doi, ei sunt a doua zodie. Ia uzi. Ați văzut cum a venit planetele. la paritate. N-au ei două coarne. Acum puneți capul în jos Și treceți și luați toate lucrurile bune în coarne Și țineți-le la voi în, coarne. Doar din când, în când Gemenii, au coarne Gemenii au o lună în care Fii atent aici corelați Așa. cu ce am spus noi Pot afla un adevăr foarte marcant Care le pot schimba Sau marca viața Bun Eram curios să vedem când va ieși pentru gemeni Dacă are vreo corelare Pentru Raci, raci sunt pe postul de, nu știu, culegere de informații. Mesaje din toate de o lună cu multă comunicare, Comunică. cu multe lucruri care trebuie să le rezolvă. le place să e comunice. destul de obositoare totuși o lună Dar lor din le astea, place. Dacă tot primești SMS-uri și mail-uri și asta, îți dai seama că zi ești numai cu ochii în calculator. Mă rog, hai să vedem pentru vecini. Vecinul RAC, uh, LEU, a o lună în care schimbarea vine asupra lor Schimbați metoda de aplicare a tacticilor A tot ce vreți voi, abordați totalmente problemele Adică totalmente în sens invers Cum ați fost până acum, nu e luna, noiembrie trebuie yes. să vă comportați total diferit Așa că ce să mai vorbim Hai să vedem ce facem Fecioara Fecioara este într-o lună de neînțelegere se retrage undeva în sine, în carapace, în cochilie ei, e într-o nebuloasă, nu știu, o oră de mister, devin mai secretoși, mai misterioși, mai puțin comunicativi, dar șansa de rezolvare prin rugăciuni, post și Voie bună. apropierea. Dumnezeu le dă protecție, dar trebuie să dea și ei ceva în schimb. Corect. În schimb, balanțele, Uite, păi balanța pentru luna noiembrie se pare că sunt mai mult pe drumuri. Ori își schimbă jobul, ori locuința, casa. Adică stau și pe aici, pe acolo. Asta eu am mai pățit o dată așa ceva și am avut uh, perioada în urmă cu vreo lună de zile tot pe drum, pe drum, pe drum și pe acasă nici de cum. Veneam, mâncam, dormeam, plecam. Da, cam asta e. Că jobul tot nu mi l-am schimbat. Că n-a vrut nimeni. N-a lea... și... vrut să le ia <coughs> să sunt dea unul mai bun. Bun, <coughs> hai să vedem ce facem cu Scorpionul. Scorpionul regăsește rezolvarea problemelor printr-un dialog mai lung, consultare. Deci e o lună de consultări, de desfătuiri, o lună de taină. De familie. De taină, de familie, de tot ce vreți. Deci nu e luna în care să acționeze indi... independent, individual. Numai în urma unor consultări. Deci nu e o lună grea, dar nici ușoară. Da. Numai că trei ca să vină cu, cu sau au nevoie de consultanță. E, cine vine după Scorpion? Poți să spui? Ziceți mai este săgetătorii. <laughs> nu există. L-am certat Ce pe vungio, fac? Să mă ridic în picioare. L-am <laughs> certat pe Vungio. Deci mai este pentru săptămâna... prima dată. Mă lăsați să-l ating? Da, te rog, <laughs> Stați să-mi iau la valiera <laughs> ia, ia-l aici și puneți-l pe frunte pe el. Haideți să-l arătăm și la cameră. Săgetătorii păi da. au Da, E Bun. pentru... Pentru prima dată. Pentru practic, prima dată. Că am am avut venit și eu la emisiune. Foc. Da, da? uite-te că nu ia iau acasă, mai las. Păi stai puțin, că e luna noiembrie și mai sunt și din luna noiembrie încep să Mai getătători. poate mai, mai lasă ceva jos și mai pentru decembrie. Mai și jumătate din zodia ta acolo. Da? Noiembrie, decembrie, păi Bun. vezi? Uh, da. Deci Vunjo este incredibil, maestre Nu ți-l dau, da Nu ți dau în căsnicie, în căsătorie <laughs> Ți-l dau mai ocazional <laughs> Pentru Bun. luna noiembrie E ok să vă bucurați de el E posibil pentru că El vine cu efectele -aș respective așa. uite așa să vedem așa. acum pentru truditor Capricornii o lună de vești bune Cadouri Dar și sume de bani importante Deci Undeva este luna recompenselor pentru cei care au muncit, au trudit atâtea luni de zile și nu au prea avut parte de toate astea. O lună favorabilă, total, din toate punctele de vedere, ale materiale care interesează cel mai mult. Vărsătorii, vărsătorii și ei sunt pe picior să înceapă o viață nouă. E o lună de revigorare, totalmente, da? E o lună extraordinar de expansivă în toate domeniile. Și sufletesc, și fizic, și chimic, și gazos, și cum vreți voi, și financiar. Iar uh, ultima zodie, peștișorii. Peștișorii, Așa. peștișorii uh, au o lună cu schimbări majore, foarte importante în zona habitatului acasă. Și astea se întâmplă foarte curând. Vin schimbările una după alta mm -hmm. și chiar nu le plac schimbările astea. Benefice, Doamne, ajută. Ia uite ce, ce lună noiembrie cu, cu o încărcătură magnifică, fantastică. În după aia. Un Fantastic. octombrie destul de greu și a anevoios pentru mulți. Doamne, ajută. Numai cu Doamne, ajută, că fără el nimic nu se poate. Să le mulțumim. Da. Uh cred că va fi intens și este intens după ce mă uit așa, din când îmi mai trag cu ochiul la telefon să văd ce masaje mai vin. Reacții. <laughs> e plin. Așa. Reacții. Uh, ce pildă ne-ai pregătit, Lidia? Repede ne zice Andreea, ah. repede.